toți oamenii există poezie, iar poetul este muncitorul, traducătorul umil al sentimentelor tuturora în aceste cărți tipărite. Bună oară de mine, bună oară de altul. Să vedeți cum îmi imaginez că s-ar putea face o lecție cu elevii despre poezie, cu elevii de clasa 10-a, să zicem, în vârsta cea mai deschisă către poezie și când foarte mult depinde și de arta pedagogică a profesorului pentru a-i face să îndrăgostească de această zonă minunată care este poezia. Aș rezerva lecția de poezie ca pe ultima lecție a anului școlar. Mai întâi aș preda poeții cu diferite poezii ale lor, mari prozatori cu diferitele cărți, aș respecta programa analitică, dar aș învia-o puțin prin expresie vie. Și la capătul anului școlar aș spune așa, uite-mă copii, zic să vă spun ce mi s-a întâmplat ieri. Zic, ieri când mergeam pe tren, seara târziu, pe o cursă chefere, am văzut o femeie dormind lângă o cană de apă. Era atât de frumoasă și atât de mândră și atât de sigură de sine acea femeie care dormea lângă o cană de apă, încât brusc mi-a părut foarte rău că nu sunt compozitor ca să pot să spun cântecul care îl strânea în mine prezența ei liniștitoare și frumoasă. Mi-a părut foarte rău că nu sunt pictor ca să pot să desenez aerul frumos care o înconjura pe această femeie care dormea lângă o cană cu apă. Mi-a părut rău că nu sunt atât de bun poet încât să pot exprima sentimentele de frumusețe pe care mi le-a strânit această femeie dormind lângă o cană de apă pe un tren noaptea pe o cursă chefere. După ce aș termina cu această povestire, aș închide catalogul, semn că anul școlar s-a terminat, le-aș ura elevilor vacanță plăcută și aș pleca foarte iute din clasă, ca nu cumva ei, privindu-mă prea mult pe mine, să uite lecția despre poezie.